Femeile au vrut să afle sfaturile specialiștilor despre elementele ce dau valoare unei ii, care sunt modelele și crăiurile tradiționale și de unde își pot procura materialele pentru confecționarea unei ii valoroase. O parte dintre acestea doresc să-și coase ia după toate standardele tradiționale. Interesate de frumoasa piesă vestimentară, s-au dovedit a fi și câteva fetițe. Sunt îmbrăcată într-un costum popular. De unde ai tu costum? De la bunica mea. Și îți place? Da, foarte mult. Este vorba de o pasiune. Mi-am dorit să-mi cos o ie pentru că, în general, îmi place arta populară și m-am adresat grupului Mâini Talentate din cadrul Bibliotecii Județene Vâlcea, unde am descoperit acolo niște doamne minunate care lucrează extraordinar și am început și eu să-mi cos o ie. Am venit să învățăm și să vedem niște lucruri pe care nu le găsim în fiecare zi și nu le găsim în multe locuri. Și atinge scopul această șezătoare de-al minte? Cel puțin până acum și l-atinge pe deplin. Pasionatele de tradiție și port popular fac parte din grupul Oltenia Coasei, constituit pe internet anul trecut. Acesta reunește femei din întreaga țară de profesii diverse, cu toate dornice să contribuie la promovarea acestui element de identitate națională. Avem un concurs pe Oltenia Coasei. Finalul concursului va fi pe 31 mai. Vom avea o expoziție, vom avea premii și sper să fie toată lumea încântată de ceea ce coasem noi. La acest concurs participă doar oltencele, să zic, de obicei ele cosi. Nu, sunt doamne din toată țara și doamne plecate din România, ajunse pe meleaguri străine, cu drag de tradiție, cu drag de ie, de costumul popular în general. Muzeul Județean Olt intenționează să mai organizeze astfel de întâlniri pe parcursul acestui an în care să promoveze portul popular tradițional. Proiectul viitor al muzeului în ceea ce privește manifestările culturale, secția de etnografie are în plan organizarea de alte șezători. O să colaborăm în continuare, dacă se va dori, cu acest grup frumos. Sperăm ca și festivitatea de premiere a concursului pe care l-au inițiat ei în memoria mea, Elisa Brătianu, să aibă loc la noi, la muzeu, în cadrul muzeului nostru. Și noi vom continua aceste sărbători, evenimente șezătoare. Chiar în anul acesta, în toamnă, avem trecută în plan o activitate, o avem în vizor și o să facem o șezătoare autentică românească, oltenească. Muzeul Județean Olt găzduiește de la începutul lunii martie o expoziție de costume populare românești în care vedeta este ia oltenească. Multe dintre exponate au o vechime de peste o jumătate de secol.